Bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și astăzi. În această perioadă provocatoare, mulți dintre noi putem trece prin stări de panică, frică, anxietate sau chiar depresie. Iar aceste stări ne pot influența comportamentul, dar și colaborarea cu cei din jurul nostru. Cum ne setăm mintea să rămână calmă și echilibrată în această perioadă, aflăm de la invitatul meu de astăzi, Raico Kuzmanovici, instructor de dezvoltare personală. Bună ziua, bine ai revenit în platoul nostru. Bună ziua, bine te-am regăsit. Raico, tu ești unul dintre oamenii cei mai pozitivi, optimiști și echilibrați pe care îi cunosc eu și vreau să ne inspir și pe noi în această emisiune. Sunt evenimente pe care nu le putem controla. Absolut. Dar ne putem controla reacția față de ele. Cum facem asta? Tocmai asta este. Foarte multe evenimente sunt în afara controlului nostru și este foarte important ce alegem ca și reacție la acel eveniment. Acum chiar stau și observ modul în care gândește lumea, modul în care acționează, reacționează. Văd foarte multă frică și foarte multă panică, poate chiar aproape de isterie undeva. Ceea ce ne face să blocăm, să zic așa, partea multă din partea cerebrală, în primul rând, drept pentru care nu mai raționăm, nu mai gândim corect, nu mai putem să acționăm în mod evident și benefic pentru noi, pe de altă parte. Așa că, în primul rând, e tot timpul o opțiune. Tot timpul avem de ales. E adevărat că acum se declanșează foarte mult instinctul de supraviețuire. Și instinctul de supraviețuire ne face să gândim anapoda, să spun așa. Drept pentru care cred că de multe ori trebuie inspirat adânc și numărat până la 10. Mai în glumă, mai în serios o spun, da? Și pentru că sunt acele 10 secunde de care ai nevoie ca să într-adevăr vezi, stai puțin, despre ce se vorba, deci, ce fac acum. Tu chiar ne propui un exercițiu acum. Da, chiar asta este și ceea ce propun. Că de multe ori acționăm rapid, dar nu constructiv. Și atunci alea 10 secunde când vrei să faci ceva, nu știu, să te năpustești asupra raftului cu hârtie igienică, da, să intri de fapt în numără de la 1 la 10 și în primul rând intră cu calm, intră senin cu un zâmbet. Zâmbetul este foarte important. Chiar dacă ni se pare aiurea, dar studiile au arătat că dacă zâmbești o perioadă mai lungă de timp, se schimbă complet chimia din corp. Ceea ce ne ajută, pe de altă parte, să avem și să vedem lucrurile într-o altă perspectivă. Și mai constructiv. O să spună oamenii, da, dar când auzim aceste cuvinte, stare de urgență și toate celelalte care au un impact emoțional foarte mare asupra multora dintre noi, exact. Cum putem zâmbi? Foarte simplu. Foarte simplu. Eu zâmbesc, în primul rând. Doi, verific de foarte multe ori informația, încerc să rezum, să-mi rezum accesul la informație și mai ales prin social media, acolo filtrez foarte... Unde circulă foarte multe fake-uri. Știi cum e? Nu știu dacă aș spune neapărat fake-uri, cât panica și isteria oamenilor îi face taman să nu gândească, să nu verifice de când e informație, că sunt, de exemplu, acum apar informații de acum 5 ani, de parcă ar fi din acest moment. Și nu raționează, nu stă să verifice dacă informația este de actualitate, nu este chiar, de actualitate. Chiar zilele astea un prieten îmi trimitea un filmuleț cu un convoi al armatei pe Valea Prahovei. Evident că nu era de acum, era de la un exercițiu militar din 2015, de la CINCU, pentru că știu, am lucrat la știri și chiar am urmărit acele evenimente. Apropo de astfel de evenimente. Dar asta este ceea ce face panica din oameni și frică. În loc să folosească raționalul și să zic că stai să verific puțin, da, unde alerg, ok, și dacă vin ce o să facă? Fug din casă sau ce fac, mă ascund în casă? Tot în casă stai, tot în casă rămâi. Și cred că este, în primul rând, ar trebui tot să se așeze și să se privească lucra. Eu zic că situația asta este și o binecuvântare pentru foarte mulți. Chiar râdeam acum, aseara sau alaltăr seara, am văzut o postare că unde e la care s-a rugat să stea mai mult cu familia în anul ăsta. Și este într-adevăr un prilej, poate să ne cunoaștem mai bine familia.
Este un moment în care să stăm mai mult unii cu ceilalți și ceea ce eu recomand în perioada asta este puțin să ne observăm și să reașezăm puțin valorile de viață. Să vedem chiar ce ne este important. Chiar este atât de important să alergăm după partea materială la infinit, da, până ajungem la ea 2 metri pătrați, sau, de fapt, stai să vedem ce este mai important pentru noi. Noi toți spunem că familia este importantă, da? De foarte multe ori, când vorbesc cu oameni și când lucrez cu ei individual, lucru foarte important pentru toți este familia. Și când întreb, când stăm și socotim cât timp de calitate își folosește și își petrece cu familia, este infim. Și atunci, asta este perioada binecuvântată în care putem să stăm acasă. N-avem nevoie de foarte mult. Acum, sincer, toată această panică când văd că au golit rafturile, nu știu, unii poate se așteaptă că vine apocalipsa, dar eu nu cred în așa, în varianta asta. Ideea este să-ți focalizezi gândul. Inspira adânc, în primul rând. Înainte de a intra în panică, inspira adânc, expira, numără până la 10 și întreabă-te ce este cel mai bine pentru tine în acest moment. Pentru că dacă te năpustești, nu vei face altceva decât vei declanșa mecanismele de supraviețuire care nu-ți sunt benefice în situația asta. Nici din punct de vedere al sănătății fizice și mentale, al colaborării cu ceilalți, pe de altă parte, da? Pentru că până la urmă colaborăm cu celelalte persoane și în loc să există armonie, apar conflictele. Ce repercusiuni are această stare de panică, de frică asupra creierului și asupra organismului? Care sunt simptomele? Păi, simptomul pe termen lung este scăderea, hai să spunem așa, imunității, în primul rând. Chiar acum mă uitam, erau niște studii și unul din ele a fost făcut pe 120 de persoane care au fost puși să mediteze zilnic 10 minute de 3 ori pe zi. Acum, rețeta mea de cândva era, noi știam studiile unde 15-20 de minute, dar iată că deja după 10 minute, acum ultimile studii, arată că, de exemplu, corpul după 4 zile are mai multă imunoglobulină în corpul. Imunoglobulina A, cu 50% a crescut nivelul. Ceea ce din start ne crește imunitate. Din start, pe de altă parte, ne mai vorbim de starea de bine, pentru că de este în timp ce te relaxezi fizic, mental, respectiv, mai pe scurt, meditezi, important este să te focusezi pe sentimentul de recunoștință, de gratitudine, da? Deci ceva care îți produce bucurie, gândește-te la chestia asta timp de 10 minute, și în 4 zile au apărut aceste modificări. Așa că asta este ceea ce putem face foarte deci bine. Deci de 3 ori pe zi meditație. Ar fi una dintre modalitățile care ne-ar ajuta. Da, și deja după 4 zile, da, studiul a arătat că imunoglobulina de tip A a crescut cu 50% în organism. Deci da? Efectele pentru meditației sunt foarte importante în această perioadă. Și eu, nu numai. Eu spuneam și nu numai. Dar noi de 30 de ani când spun că, da, că partea asta, care ce înseamnă? Nu numai meditația pasivă, ci de fapt să ai o meditație activă care să aibă un scop. Iar aici scopul este această emoție, această senzație care este constructivă pentru noi toți. Da, pentru că deja după 10 minute, când ai să deschizi ochii, o să simți altă stare. Eu încercam să ne raportăm la această perioadă, pentru că știm cu toții prin ce trecem, este destul de delicată și trebuie să învățăm cumva să ne setăm mintea să lucreze în favoarea noastră. Așa și este. Tu să ne ajuți, așa pentru este. Că tu asta faci. Așa este. Așa că, știi că oamenii, pe de altă parte, apropo de meditație, mistifică un pic prea mult lucrurile. Meditația este ceva foarte simplu. Este o stare de relaxare fizică și mentală. Aceste momente, să zic așa, meditative, le avem și când ascultăm muzică. Da, asculți muzică, un cântec care este de obicei, să zic așa, muzica clasică, da? E un moment meditativ. Deci singura diferență este că trebuie să închidem cât mai mult stimuli externi. Și acesta este motivul pentru care, în primul rând, închidem ochii. Da? Ca orice stimul extern vizual, care de altfel excită creierul în sensul să producă frecvențe mai înalte, deci o beta înaltă, atunci în momentul în care închidem ochii, da, am închis accesul stimulilor vizuali,
Da? Și orice alt stimul, da? Pentru că se duce puțin și la creierul primitiv toate astea și orice mișcare ne bagă în alertă. Și atunci e important să închidem ochii, să ne reglăm respirația. Există și tehnici de respirație, dar important este să te liniștești și să te gândești. Eu asta spun întotdeauna, pentru că de multe ori lumea întreabă, ok, și cum să fiu recunoscător? Ce? Gândește-te la un moment din viața ta, unde te-ai simțit bine, unde ai simțit că poți face lucruri mai bine decât oricând, că poți muta munții, cum se spune. Da? Poate să fie un moment din copilărie, poate să fie un moment mai recent. Deci nu neapărat trebuie să fie recent. Amintește-ți de acel moment și, foarte important, retrăiește-l. Emoția este foarte importantă. Deci, astfel încât să corelezi, hai să spun așa, zona inimii cu zona creierului. Da? Și atunci lucrurile se modifică în corp. Deci, până la urmă, încercăm să relaxăm creierul prin această meditație, să simțim și o emoție raportându-ne la un eveniment fericit și astfel decuplăm creierul de la tot ce înseamnă agitație și gălăgie. Dar te întreb, pentru că foarte mulți oameni spun, am încercat să meditez, dar nu pot pentru că îmi vine așa o furtună de gânduri. Da, asta este provocarea. Asta este marea provocare, pentru că în momentul în care începi să te relaxezi, declanșezi și alți parametri, care sunt uneori legați de partea imagistică, de imaginație. Și deodată tu începi să folosești și imaginația pe care n-ai folosit-o în ultima vreme. Adică partea aia creativă a noastră, care n-ai folosit-o în ultimii 10-20 de ani, 30 câteodată, da? Și deodată ai deschis ușa și ea este exuberantă, că o bagi în seamă. Mie îmi place să descriu lucrurile un pic mai colorat din punctul ăsta de vedere. Ceea ce noi folosim ca și antrenament, de fiecare dată când gândul îți fuge în altă parte, noi spunem stop sau anulează și înapoi. Adică dacă lumea se așteaptă că acum intru, o să fiu zen din prima, nu, asta e ceva ce se exersează. Este ca și mersul pe bicicletă. Da? Mintea nu se antrenează printr-o singură meditație. Exact, într-o singură meditație, ci trebuie exersată. Dar important este să persiști în acest exercițiu. Da? Și persistând, o să constați că perioade în care atenția, ai focusul atenției pe ceea ce ți-ai propus, crește. Și este perfect. Și este perfect. Și 10 minute nu este un efort mare pentru nimeni, cu toate că unora 10 minute o să li se pară mult la început, dacă totodată li se pară scurt. Există și în mediul online, există destul de multe meditații de tot felul, însă eu recomand care pot ajuta la început. Meditațiile ghidate, la asta. Da, meditații ghidate, da. Care pot ajuta la început ca să-ți dai seama cam despre ce este vorba. Însă întotdeauna recomandarea este să-ți faci tu meditația ta, pentru că nimeni nu o să te ghideze mai bine decât tu pe tine, să-ți produci acea stare din amintiri. E foarte important să fie o stare reală că prin care ai trecut, da? Astfel încât să generezi acea stare și corpul să o simtă ca și o realitate, ca și realitate de acum. Deci studiile arată, și tu cu asta lucrezi, că dimineața, după trezire și seara înainte de culcare, creierul este foarte relaxat și atunci îl putem reprograma mai bine. Moment ideal, dar să te așezi în poziția de șezut. Deci dacă nu ești obișnuit cu meditația și faci chestia asta în pat, o să adormi cu siguranță înapoi și n-ai făcut nimic. Și cei care simt acum frică, panică, anxietate, cum își pot reprograma mintea în aceste momente de meditație, în cele 10 minute dimineața și cele 10 minute seara? Ca o tehnică. Ca și o tehnică. De exemplu, ceea ce noi folosim sunt mecanisme declanșătoare, de exemplu. Da? Care pot fi orice. Orice ce să nu atragă atenția, dar să fie ușor de făcut. Și atunci, de exemplu, în timpul meditației, pot să-mi spun că de fiecare dată când simt starea de panică, de anxietate, prin o inspirație adâncă și expirație de 3 ori, ea o să dispară. Și asta trebuie să-și repete de câteva ori în timpul celor 10 minute. Să facă chestia asta repetitiv și o să vadă cum, în momentul în care apar stările astea de anxietate, prin inspirație și expirație, ele se atenuează, până când o să și dispară. Care ar fi principalii factori care generează frica și anxietatea, pe lângă, nu știu, teama de boală, teama de necunoscut și așa mai departe? Acum ce a apărut este... teama și de moarte. E teama și de moarte ceea ce s-a activat. Dar chiar acum în weekend am avut un invitat și am avut un workshop
care chiar a abordat subiectul morții și încercând să explice prin experiența celor care au trecut prin moartea clinică și care s-au reîntors, că toți până la urmă au descris același lucru. Cel care a ținut workshop pe de altă parte este călugăr și a luat-o pe toate părțile și științifice, pentru că cercetările le-au făcut, studiile le-au făcut oamenii de știință, medici implicit, dar și pe partea asta, să zic așa, religioasă, care se potrivesc până la urmă. Eu spun întotdeauna că, na, vrem, nu vrem, după vârstă, asistăm la trecerea în neființă și a celor din jurul nostru, dar eu întotdeauna am spus că lor le este cel mai bine în acel moment. Noi suntem cei care rămânem și suferim după ei, însă asta este, iarăși, o chestie educațională care o primim, pentru că, pe de altă parte, știu că și daci și în multe culturi, de fapt, era momentul de bucurie, pentru că te întorceai de unde ai venit. Vorba unui prieten de-al meu care spune că nimic rău nu ți se poate întâmpla niciodată. Și dacă, cumva, într-adevăr, ți se întâmplă acel lucru fatidic de care tuturor ne este frică, ție ți este cel mai ușor. Tu nu mai ai nicio treabă. Ești relaxat total. O iau un pic comic, pentru că să nu înțeleagă lumea că o iau în derâdere în toate aceste aspecte, pentru că frică se poate transforma în fobie. Și atunci este și mai dificil de gestionat. Însă ceea ce recomand oamenilor, mai ales în perioada asta, când sunt în acasă foarte mult și descoperi că, na, poate e un antrenament de pensionare, când descoperi că ai niște ore în plus și nu știi ce să faci, da? Programează-ți timpul, programează-ți din timpul zilei ce ai de făcut. Uită-te la niște filme de comedie care să-ți genereze starea de bine. Dar acum poți să o faci împreună cu familie, ceea ce, și să împărtășești această experiență împreună, da? Pentru că în momentul în care te uiți la o comedie și râzi cu pofta, se schimbă starea de spirit. Starea de spirit, ai mai multe endorfine, toate, da? E ceva ce se schimbă complet în corpul tău. Dar mențineți atunci starea de bine, da? Deci dacă gândul îți fuge, auleu, da, totuși, e, auleu, uite ce bine a fost după film. Deci ideea este acum de a antrena și mai mult atenția încotro se duce. Asta nu înseamnă că fugim de realitate. Nu, nu, nu. Înseamnă că îmi dirijez procesul de gândire încotro. Pentru că dacă intru în frică, n-am să rezolv nimic cu frică. O să intru într-un cerc vicios care mă va ține acolo prizonier, fără să pot să realizez ceva. Și atunci, din nou, opțiunea este, ok, stau în frică sau ce pot să fac pentru mine? Deci trebuie să știm din acest cerc vicios al fricii, care da, poate dar fi este extrem de dăunător. Da, dar este un efort pe care fiecare trebuie să-l facă. Este un efort, într-adevăr, da? Nu, ele par simple, nu sunt întotdeauna și ușor de făcut, dar cer efort și cred că merită fiecare dintre noi să depunem acest efort. Și nu știu dacă efort sau consecvență mai mult. Da, acesta poate să fie efortul, de fapt. Efortul este de a fi consecvent. Pentru că nu suntem obișnuiți, exact, să avem acest ritm. Doar de a face meditația o dată pe zi, 10 minute, o să fie un efort, pentru că ceva nou pentru fiecare. Da, pe de 3 ori pe zi, 10 minute.